Deci, doi împărați, capitolul 5. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz la lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânii sale, of, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa, acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel, și-a hainele și a zis Oare sunt eu Dumnezeu ca să o mor și să înviez? de -mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul Israel și-a sfârșit hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel Naaman a venit cu cai și cu carul lui Și s-a oprit la poarta casei lui Elisei Elisei a trimis să-i spună Pentru un sol, du-te și scaldă-te De șapte ori în Iordan Și carnea ți se va face sănătoasă Și vei fi curat Naaman s-a mânia și a plecat zicând Eu credeam că va ieși la mine Se va înfățișa el însuși Va chema numele Domnului Dumnezeului lui Își va duce mâna pe locul rănii Și va vindeca lepra nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele, să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și i-au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a scufundat de șapte ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogute un dar din partea robului tău. El să -i a răspuns, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ, cât pot duce doi cateri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă ce va aduce numai Domnului. Amin. Amin. Hai să plecăm capetele în rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru această oportunitate de a sta înaintea cuvântului tău care este viu și lucrător. Îți mulțumesc pentru toți cei care sunt prezenți aici. Te rog să ne dai liniște în primul rând în inimă să ne ajut să putem ofri forfota care se creează între noi și să stăm atenți la cuvântul Tău. Doamne, fă ca cuvântul Tău să străpungă inimile noastre. ajută să înțelegem calea mântuirii din pasajul acesta. ajută să mergem pe urmele acestui om care te-a găsit pe tine în primul rând și care a ajuns un chinător al, Tău și în felul acesta și noi, Doamne, să ajungem înaintea Ta. Dă-mi claritate, putere, convingere prin Duhul Sfânt ca cuvântul Tău să-și facă de plin lucrare. Și dacă sunt și sunt sufletele în locul acesta care nu te cunosc pe tine, Descoperă-te tu lor în seara aceasta, Doamne. Și ia tu tot poporul acesta în mâinile tale și binecuvântează în rănile Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Am văzut că sunteți foarte atenți la cântare și participați la cântare. Eu n-am niciun negativ. Va trebui să auziți numai melodia vocii mele. Dar îmi doresc din toată inima ca să înțelegeți ce vreau să vă spun în seara aceasta. Sper că ați înțeles povestea pe scurt din pasajul acesta. Și anume, un mare om un general de armată care era lepros și care a ajuns să fie vindecat. Și după ce a fost vindecat, omul acesta a ajuns un închinător al Dumnezeului adevărat. Acum, aș vrea să ne uităm puțin la omul acesta, acest Naaman. Și să înțelegeți din cuvântul lui Dumnezeu că acesta era un om foarte împlinit în viața lui. De exemplu, Biblia spune despre el că pe plan profesional era în vârful ierarhiei. Căpetenia oștirii împăratului. Da? N-avea unde să fie mai sus decât împărat. Dar el era un, un oștean, da? Deci a ajuns în vârful ierarhiei. Unde și-a dorit el mai mult? Exact ca oamenii de astăzi. Din punct de vedere a relațiilor, era un om extraordinar, pentru că spune Scriptura că avea trecere înaintea stăpânului său. Nu toți oamenii au legături bune, chiar dacă sunt în sistem, nu? Vă uitați la toată ciorovoiala din guvern, din parlament și vă dați seama că chiar dacă sunt toți sus acolo, nu se înțeleg între ei. Ei, omul acesta nu doar că era căpetenia oștirii împăratului, și avea și trecere. Ce înseamnă că avea trecere? Avea relație bună cu împăratul. Da? Avea pile la împărat. Următorul lucru pe care ne spune Biblia este că era cu mare vază. Adică era un om respectat. De mare vază, da? Un om influent, un om apreciat în societate. Un om lăudat. Mai mult, spune Biblia, că era un om de mare succes. Că ce au zis? Zice că prin el izbăvise domnul pe sirieni. Adică domnul îi dăduse victorii în luptele pe care el le avusese. Și în care el a fost generalul, da? persoana principală, actorul principal. Mai spune Biblia că era un om cu abilități extraordinare. Versetul 1 zice omul acesta era tare și viteaz. Ce înseamnă că era viteaz? Era tare și viteaz. Se referă la abilitățile lui în domeniul în care el profesa. Da? Ca căpetenie a oștirii, ca general. Și spune Biblia că era și foarte bogat. Deci economic stătea foarte bine. Versetul 5 spune că a plecat luând cu el 10 talanți de argint. 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Din punctul meu de vedere, dacă te uiți la omul ăsta, avea tot ce își dorea el pe pământ. Nu mai avea unde să se ducă mai sus. Avea absolut tot ce își dorea el. Dar știți de ce ne este scris în scriptură pasajul acesta? Ca să ne spună că dacă și-ai avea totul, absolut totul, economic, profesional, ca relații, respect, succes, abilități grozave, totuși există ceva care face ca toate lucrurile acestea să nu mai aibă nicio valoare. Și anume, în cazul acestui om, Biblia spune că era... E foarte interesant. Spune că era căpetenic, că avea trecere înaintea stăpânului, că avea mare vază, că e... domnul izbăvise prin el pe sirieni, că era tare și viteaz. Omul acesta era lepros. Ce era lepra? Lepra a fost o boală foarte frecventă în vremurile de atunci. Acum există boala aceasta, dar nu mai este așa de răspândită și ea este ținută sub control, control printr-o felul de medicații. Dar, în vremea respectivă, lepra era o boală care prima dată, ea se manifesta în corp, dar prima dată se manifesta la nivelul pelii. O vedeai la nivelul pelii. Dar era ceva profund în tine. Fie ca o pată roșie sau ca o pată albă. Dar era ca un fel de cancer care începea să-ți mănânce la propriu mânca carnea. În timp ce începea să mănânce carnea și să intre în interiorul trupului, ea distrugea simțurile. Adică tu nu mai simțeai. De exemplu, dacă te duceai și tăiai un morcov și îți nimereai din greșeală degetul acolo și îți-l tăiai, tu nu simțeai nimica. Da? Când cancerul ăsta, lepra, intra foarte profund în trupul uman, omului începeau să-i cadă degete, să-i cadă nasul, să-i cadă urechi, să-i cadă ochi. Mânca ca un cancer pe dinăuntru. Și oamenii care aveau lepră, într-o stare avansată, arătau extrem de, de urât. Extrem de urât. De aceea Biblia poruncise pentru leproși ca ei să stea separat de ceilalți oameni. Și acum aș vrea să mă ascultați foarte bine. Lepra în Sfânta Scriptură este o imagine a păcatului. Adică, și dacă ai avea bani, ești nefericit că ai păcat în viață. Și dacă ai fi sănătos tu, ești nefericit că ai păcat în viață. Și dacă uh, ai avea o grămadă de lucruri, păcatul este ceea ce distruge absolut totul. Absolut totul. Poți să-l acoperi cu ce vrei tu. Cu o față frumoasă, cu haine frumoase, cu bani, cu mașini, cu case, cu o grămadă de lucruri. Când ai păcatul în tine, păcatul ăsta cândva se va manifesta. Poți să ai bani și să vorbești urât, corect? Poți să ai casă mare și să te cerți cu toată lumea. Da? Poți să uh, ai relații grozave și nu te înțelegi cu nevasta ta sau cu pruncii tăi, corect? De ce? Din pricina păcatului. De aceea vreau că atunci când citim pasajul acesta să păstrăm în minte că în Sfânta Scriptură lepra este o imagine a păcatului. Lepra întâi se manifestă în interior și după aceea vine în afară. Lepra este ceea ce ne separă unii de ceilalți, cum îi separa pe leproși de ceilalți oameni. Lepra este ceva ce face ca le... păcatul este ca lepra care face o anestezie a simțurilor. Nu mai simți la un moment dat. A că prima dată când faci un păcat pe care nu l-ai făcut, prima dată îți bate inima, te simți cumva rușinat, Poate te uiți să vezi, mă vede cineva. Dar dacă l-ai făcut de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de zece ori, după aceea ți-o intrat în mână. Îl faci ușor. Nu te mai mustră nici conștiința, nu mai nici ți nu... nici... nici, frică, nu mai, nu mai te uiți nici în dreapta, nici în stânga, nici sus, nu te mai uiți, nu te mai interesează de nimic. Exact, exact ca lepra. Păcatul anestezează simțurile noastre lăuntrice. Păcatul distruge bucuria omului în viață. Sunt oameni, doi oameni care stau în aceeași casă și nu se mai înțeleg. Poți să aibă câți bani vor ei, corect? Poți să fie casa cât de mare ori fi. Poți să, fie, poți să aibă mașina cea mai grozavă, de 200.000 de euro, dar dacă ei nu se înțeleg înăuntru, îi ajută cu ceva să pot bucura ei de lucrurile respective? Absolut deloc. Să presupunem că ajunge cea mai importantă persoană. Tu, uite, gândește la tine în seara asta, că ajunge, ajunge cel mai bogat om din România. Cel mai bogat om din România. Dar dacă ai avea cancer, te-ai bucura? Nu te mai ajuta cu nimic. Exact așa este păcatul în relația noastră unii cu ceilalți și în relația noastră cu Dumnezeu. Și un lucru foarte important este că lepra era o boală iremediabilă. Adică nu era medicament pentru ea. Exact cum este păcatul. Nu există medicament pentru păcat. Decât unul singur. Dar ca normă, din punct de vedere omenesc, nu există medicament pentru păcat cum nu exista nici pentru lepră. Dar uitați ce spune Biblia. Versetul 2 și 3 sirienii ăștia care erau un popor, popor păgân, care se închinau la Dumnezeu de piatră, de lemn, de aur, de argint, la niște făcături ale mâinilor lor, deci nu erau oamenii al lui Dumnezeu, sirienii aceștia au ieșit încete la o luptă și au adus roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Israel era poporul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus Israelului, dacă nu ascultați dacă nu vă țineți de porunci, dacă vă închinați la idol, dacă păcătuiți, eu o să vă dau pe mâinile neamurilor din prejur. Și ăștia o să vină și o să facă dezastru în, viaț în viața voastră și în țara voastră și așa mai departe. Și Dumnezeu a îngăduit ca o fată dintr-o familie de evrei, de credincioși, să fie răpită, să fie luată sclavă în Siria. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Ea nu a ajuns în slujba nevestei lui Naaman, covrut să ajungă era o sclavă. Adică munceai și nu primeai nimic. Cam asta era toată treaba, da? Și munceai cât îți spunea, când îți spunea, cum îți spuneau ei. Era o sclavă. Dacă ai fi fost tu sclava aia, în casă la dușmanul tău care a venit și te-o rapid de lângă părinții tăi, din căldura căminului, din relațiile tale, te-o adus într-o țară unde oamenii nu se închinau Dumnezeului adevărat, se închinau la pietre, la stâlpi, la lemne și așa mai departe. Într-o cultură total diferită. Total diferită. Și te-ar fi adus pe tine acolo. Și l-ai vedea pe stăpânul tău care e lepră. ce i spune? l -o -o, Dumnezeu. Eu da ce merita. Dacă s-o dus, ai văzut s-o dus, s atins de poporul lui Dumnezeu. ne a coprimi nicio trebuit. Eu da, Dumnezeu. Așa trebuia să-i se întâmple. La tu ăsta, măi. Cine știe câte case o distrus? Cine știe câte fete o răpit? Cine știe câți copii o lua din poporul lui Dumnezeu? I-o dat Dumnezeu după cum au făcut el și la alții. Să văd acum dacă se mai bucură de lucrurile pe care le-a luat din Israel, de bogățiile pe care le-a luat. Așa a gândit fetița asta? Ia ascultați ce spune despre ea. Și fetița a zis stăpâniei ei, ascultați, of, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, Prolo prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Fetița aceasta se gândea la sănătatea, la binele acestui om care o răpise din familie ei, din țara ei. Pe mine, mie mi se pare remarcabil credința acestei fetițe. Și aș vrea să vorbesc foarte puțin pentru persoane care se consideră credincioase de aici. Și relația dumneavoastră cu oamenii din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Uitați-vă la vârsta mică acestei fetițe. Și la șocul pe care poate ea l-a simțit în transferul ei din țara ei într-o țară străină, din cultura ei într-o cultură străină, de la închinarea ei, după Biblie, într-o închinare păgână, da? Din familia ei într-o familie care nu era a ei, da? Dintr-o fică sau uh, un copil iubit în casa ei, în po poziția de sclavă. Uitați-vă, vă rog, la dragostea ei și credința ei profundă prin faptul că în ciuda șocului pe care ea l-a simțit, ea arată dragoste față de el. A fost mulsă de în război. Ea n-a fost luată la muncă în Spania. Au luat-o cu forță de acolo. Au dus-o cu forță de acolo. <coughs> și era chiar în casa dușmanului ei. Da? Și nimeni n-a întrebat-o nimic. Tu ce știi? Știi ceva? Un remediu pentru lepră? Nu? Nimeni n-a întrebat-o nimic. Ea inițiază, vedeți credința ei. Ea inițiază rezolvarea problemei stăpânului ei. Ce credibilitate ar avea un copil dacă ție ți-ar zice, uite, știu un medicament bun pentru cancer? Lai crede? Nu ai nicio credibilitate, nu ai nicio competență. Vă ce să pricepe el la treaba asta? Și totuși aduce mărturie pentru ceva ce știa ea. Că în poporul lui Dumnezeu este un proroc care îl, po îl poate ajuta. I-a adus mărturie. De multe ori așa ne simțim noi în lume. A, păi cine o să ne creadă noi? pe noi dacă le zicem de Dumnezeu? Sau de Hristos? Sau de pocăință? Sau de mântuire? Sau de iertarea păcatelor? Cine o să ne creadă pe noi? Cine sunt eu să mă creadă pe mine lumea? Nu este așa. Uitați o mărturie simplă a unei fetițe, o mărturie a unui copil, dar o mărturie convingătoare, plină de credință. Plină de credință. Plină de credință. Priviți la fetița aceasta pentru că avem foarte multe lucruri de învățat de la ea. Nu știu dacă puteți auzi tonul din glasul ei. Ascultați. Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria. Ascultați tonul ei. Ea nu zice, știu pe cineva care s-ar putea ocupa de el. Nu! Ea are o dorință adâncă în inima ei. Ea este plină de emoții. Ea este interesată de vindecarea stăpânului ei când zice, oh, dacă domnul meu ar fi acolo. Cum ar fi dacă aș veni și v spune, să știți că există rai, există și iad. Fiecare se ducă unde vrea. Dacă mai auzi vorbind așa, îi spune, măcar tu nu crezi în lucrurile pe care le spui. Da? Vedeți, ea arată prin credința pe care o manifestă și emoție, este interesată, este convingătoare. Ea nu are niciun dubiu în lucrurile pe care le spune. Ea nu spune, s-ar putea ca prorocul acela să te poată ajuta. Ea nu spune așa, s-ar putea, dacă vii, s-ar putea. Dar nu și măcar merită să încerci. Ea nu zice așa, ci zice, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul le-ar tămădui de lepra lui. Cam riscant ce spunea, nu vi se pare? Dacă prorocul nu vrea să vindece. Dacă prorocul spunea, păi ce trebuie cu fetița aia, măi? Tu ai crezut un prunc, mai? Tu ești om în toată firea, te-ai luat după un prunc? Păi ce știe pruncul ăla despre lepră? Ce știe pruncul ăla despre vindecare? Vedeți dumneavoastră că în cuvântul lui Dumnezeu lucrurile par o leacă răsturnate cu sus în jos. Un copil să aibă acces la acest mare om un copil care să dea mărturie? Un copil care să pronunțe despre lepră? Un copil care să vorbească despre acest mare proroc? Ascultă-mă! Dacă nu poți să faci foarte multe lucruri pentru oamenii de lângă tine, cel puțin ar trebui să știi unde să-i trimiți. Ea știa. Eu nu pot să-l vindec, dar știu pe un proroc care poate să o facă. Eu nu pot să-l duc eu, dar pot să-i zic unde să se ducă. Și ascultați-mă. Noi știm ceva. Noi știm că în cuvântul lui Dumnezeu Găsim toată voia lui Dumnezeu. Poate nu știi tu, și sigur nu știi toată Biblia, dar ar trebui să știi la ce carte să-l trimiți pe om, corect? Poate nu știi toate lucrurile despre mântuire, dar ar trebui să știi măcar atâta că mântuirea este doar în Domnul Isus Hristos. Poate nu știi tu foarte multe lucruri despre credincioși, dar măcar ar trebui să știi, uite, acolo este un om, sau acolo este o biserică, sau acolo este o carte, sau acolo este un Hristos care te poate ajuta. Eu nu știu să spun multe lucruri. Mă de acolo găsești. Uite, du-te la la predicatul ăla sau du-te la biserica aceea sau du-te la cartea aceea care este Sfânta Scriptură că acolo vei găsi vei găsi soluție. Știi ce mi se pare interesant la Naama, la căpetenia asta și la soția lui? Că iau pe cuvânt. E, nu credeți că fetița asta a avut un comportament în casa acestor oameni care i-au făcut pe aceștia să o asculte? Dacă ea era o răzvrătită, rea, nerușinată, obraznică, vorbea urât, era nesupusă, și deodată spunea, știu eu pe cineva care te poate ajuta. O credea cineva? Nu! Nimeni n-ar fi crezut-o. Nimeni n-ar fi crezut-o. De aceea trebuie să înțelegem că mărturia noastră cu gura trebuie să fie susținută de mărturia noastră cu fapta. Uite că știți. Deci mărturia mea cu gura trebuie să fie susținută de mărturia mea cu fapta. Cu trăirea mea. De aceea i-au luat-o în serios. Pentru că până atunci s-a uitat la viața acestei fetițe și o zis, bă, fetița asta știe despre ce vorbește. Fetița asta știe despre ce vorbește. Gândește-te la un copil care este luat din casa lui, din țara lui, din religia lui, multat în alt loc și copilul ăla se ține de lucrurile pe care le-a învățat de la părinții lui. Ce credință puternică avea copilul ăla. Ce credință puternică avea copilul ăla. Că sunt oameni care zic, au venit la biserică 20 de ani, cum s-au mutat în alt oraș, gata, nu mai crede nimic. Păi ce credință ai avut tu, măi? dacă te-o mutat dintr-un loc în altul și tu nu mai crezi. Ce credință ai avut tu? Păi tu ai avut zero credință, tu n ai avut nimic. Tu n ai avut nici măcar credința unui copil. A unui copil. Copilul ăsta n-a mai avut pe cineva să întâlnea pe furici cu încă doi copii evrei și spune și voi credeți în continuare în Dumnezeu? Uite-te la nenorociți ăștia de sirieni, se închină la idol de piatră, de le vai de capul lor. Bine că măcar v-am pe voi cu care să mă întăresc în credința mea. N-avea pe nimeni. Era singur acolo. Ce credință puternică avea? ce verticală era ea, ce stabilă era ea în credința ei, ce sigură era ea că în țara ei există un om care poate ajuta. Ascultați-mă, Israelul la momentul ăsta era într-o stare dezastruoasă poporul lui Dumnezeu. N-a arătat grozav. Dar ea știa că în Israel există totuși ceva. Și de multe ori biserica și creștinismul s-ar putea să ajungă în, 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 în stări groaznice. Dar să știți, există cineva care ne poate ajuta. Există cineva care ne poate ajuta și vom vedea imediat cine este acesta. Și haideți să mergem mai departe în text. Să vedem cum are loc această vindecare. Și în timp ce ne vom uita cum ajunge omul acesta să fie vindecat, aș vrea să fac o paralelă și să fac aplicație referitor la cum putem fi fiecare dintre noi vindecați, dar în suflet, nu în trup, că nu avem lepră. Dar avem o lepră mai gravă care e lepra păcatului. Și în timp ce trecem și călătorim prin pasajul acesta, vom face aplicații la noi cum ar trebui noi să experimentăm în această căutare a mântuirii, realizarea ei în viața noastră, realizarea ei în viața noastră. Zice că Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, la împărat. "Măi, uite ce mi-a zis fetița asta. Mi-a zis că este cineva care mă poate tămădui." Și la împărat îi vine la o, o idee. Ascultați ce spune. Împăratul Siria a zis: "Du-te la Samaria, și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. Vedeți ce spune fetița și ce spune împăratul? Fetița spune, du-te la proroc. Ce era un proroc? Un proroc era un om care aducea revelații de la Dumnezeu, descoperire de la Dumnezeu, îți spunea exact care e treaba, ce se întâmplă și așa mai departe. Îți dădea îndrumări exacte după voia lui Dumnezeu. Dar împăratul spune, ce proroc? Te trimite-o la împăratul lui Israel, cel mai mare om din țară. Ascultați-mă bine ce vă spun. Sunt două categorii de oameni. Există oameni care se ocupă de lucrurile lui Dumnezeu și există oameni care se ocupă de lucrurile lumii. Împăratul se ocupa de lucrurile cui? Ale lui Dumnezeu sau ale lumii? Spuneți. Ale lumii. Prorocul se ocupa de cine? De lucrurile Domnului. Dar împăratul ăsta păgând zice nu, te trimit la ăla care se ocupă de lucrurile lumii. Dar ascultați-mă bine. Oamenii care se ocupă de lucrurile lumii nu te pot ajuta în lucrurile sufletului. Nu te pot ajuta în lucrurile sufletului Vedeți împăratul ăsta păgân Combină religia cu politica Combină religia cu politica Lasă, du-te zice la împărat Dar împăratul nu îl putea ajuta Și ascultați A plecat Versetul 5 A plecat Și a luat cu el 10 talanți de argint 6.000 de sicli de aur Și 10 haine de schimb De ce a luat toată, toată averea asta cu el? Ce căuta Naaman ăsta? Spuneți vă rog Ce căuta? Vindecare Cu ce s-a dus ca să ia vindecarea? Cu bani și cu avere. Cu bani și cu avere. Nu vi se pare că noi în România trăim la același lucru? Exact în același lucru trăim. Oameni care zic, mă duc la biserică, dacă aduc un bănuț acolo să dau la Dumnezeu să meargă -mi și mie bine. Lasă că fetița mea e bolnavă, mă duc la Dumnezeu acolo. Dacă vrea să-i aprind o lumânare, ia aprind. Dacă vrea să-i duc niște bani, îi duc. Dacă vrea să-l fac o pomană, fac. Dacă trebuie să mă duc la preot să mă dezlege, mă duc. Dacă trebuie să mă duc la pocăiți, mă duc și la ei. La care pocăiți? La baptici, mă duc și la ea. La pentecostal, mă duc și la ea. La adventiș. mă duc și la ea. Băi, mă duc oriunde, numai să mi se întâmple ceva bun. Oameni care cred că pot să-L cumpere pe Dumnezeu. M-am dus și m-am rugat dacă trebuie. M-am dus și am dat bani dacă trebuie. M-am dus și am făcut o slujbă dacă trebuie. Numai să mi se rezolve problema. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Nu îl putem cumpăra pe Dumnezeu. Cu nimic. Nu putem cumpăra mântuirea noastră. Fiecare dintre noi care suntem aici suntem păcătoși. Avem lepra asta păcatului în noi. Noi nu putem cumpăra vindecarea noastră. Fetița asta când i-a zis să se ducă în Israel, i-a zis să ia bani cu el? Spuneți! Din poveste, că am citit-o. I-a zis să ia bani cu el? Nu. I-a zis să ia avere cu el? Nu. I-a zis să ducă la proroc. Ei greșesc aici, împăratul greșește în două lucruri. Unu, că îl trimite la o persoană greșită și doi, că îl trimite să capete într-un mod greșit vindecarea. Într-un mod greșit vindecarea. Și vreau să fiți atenți la lucrurile acestea. Să nu încurcăm persoanele, să știm exact la cine trebuie să ne ducem pentru mântuirea noastră și al doilea lucru să înțelegem că nu o putem cumpăra. Și uitați, au ajuns la împăratul lui Israel. A dus la uh, împăratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Și când citiți Biblia, trebuie să înțelegeți uneori și tonul care se de acolo. Au zis cum scrie în scrisoare. Citește scrisoarea. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, îi spune împăratul Siriei care îi bătuse pe ăștia, pe evrei acum. Și împăratul lui Israel citește scrisoarea de la dușmanul lui, de la care, la care luase bătaie cu scurt timp în urmă. Deci acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că strimi pe slujitorul meu Naaman, care va căsăpit bine de tot, ca să-l vindeci de lepra lui. Ăsta a înghețat instant. Și a zis, după ce a citit scrisoarea împăratului Israel, de groază, de disperare, și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? Deci spune să vindec pe om de lepra lui, să știți, dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Ce vreau să observați aici? Mie îmi place de împăratul lui Israel, să știți. Îmi place disperarea lui. Îmi place disperarea lui. Și-o rupt, haine ușozi, oare sunt eu Dumnezeu? Știți de ce îmi place disperarea lui? Pentru că e normal că dacă un om vine la un alt om să ia ceva ce numai Dumnezeu poate face, tu ar trebui să spui ce? Oare sunt eu? Păi dacă tu ai venit la mine și mi-ai spune iartă-mi păcatele, eu ce ar trebui să spun? Oare sunt eu Dumnezeu? Ajută-mă să fiu mântuit, mântuiește-mă pe mine. Ce ar trebui eu să spun? Oare sunt eu ar trebui să mă arăt oripilat. Dar știți care este tragedia? Că sunt oameni în țara asta care se numesc slujitorii lui Dumnezeu și la care te, dacă te duci cu bani, zice, lasă. Zice, dacă a murit tata tău sau bunicul tău, lasă că-i scoate sufletul din iad. Dacă-i da ce trebuie, te ajută el, te rezolvă el. Cumva la Dumnezeu merge tot copilul așa. E dat un priculeț lui Dumnezeu pe dedesubt, mai e un colac, mai e o pomană, mai e o sarma, mai e ceva și Dumnezeu zice, hai, mă lasă, mă scoate și pe ăsta din iad. Dar nu merge la Dumnezeu așa. Mă înțelegeți? Nu se poate face așa ceva la Dumnezeu. Este cu neputință. Dacă un om este slujitorul adevărat al lui Dumnezeu și te duci la el cu astfel de problemă și el spune, te ajut eu. Ăla este un impostor și un mincinos. Sunt oameni în locul lui Dumnezeu să poată să dea iertare, să dea vindecare, să dea mântuire, să scoți un suflet din ea și să-l trimiți în cer. Păi ești tu Dumnezeu. Numai Dumnezeu are în mâinile lui și vindecarea trupului, atenție, și vindecarea sufletului de păcat. Numai Dumnezeu, slavă Lui. Amin. Amin, slavă Lui. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Oare sunt eu Dumnezeu ca să o mor și să viez. Ce vrea să spună împăratul? Am eu viața în mâinile mele? Pot eu să-mi asum prerogativa aceasta, dreptul acesta al lui Dumnezeu de a vindeca pe cineva? Asta zice, caută ceartă cu mine. Caută ceartă cu mine. Apoi, Versetul 8, prorocul aude. E foarte interesant. Zice, când a auzit Elisei, știți că Elisei nu era lângă împărată, să nu era un părat credincios al lui Israel. Era un idolatru, un nenorocit și ăsta. Cum a auzit Elisei? V-ați gândit cum a auzit Elisei? Cum a auzit? Că așa zice. Când a auzit Elisei. Ăsta era proroc. Zice, când a auzit Elisei omul lui Dumnezeu. Era proroc. Proroci auzeau fără să fie prezenți acolo. Când a auzit Elisei omul lui Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfârșit hainele, a trimis să spun împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă, oamenii adevărați al lui Dumnezeu trebuie să aibă urechi la situațiile de criză. Nu când e bine, când e criză. Când oamenii au nevoie, ăsta este un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu este omul potrivit atunci când te afli într-o situație de criză. Și ascultă-mă, nu există nicio situație de criză mai mare decât să fii împăcat, în în păcat și să știi că în curând vei muri și vei da față în față cu un Dumnezeu sfânt și drept. Asta este cea mai mare situație de criză, corect? Să știi că vei da față în față cu Dumnezeu. Și tu ești încărcat cu păcat și Dumnezeu te va trage la răspundere. Ce faci? Ce faci? Uite, e raiul, iadu, tu ești încărcat de păcat Omul lui Dumnezeu este omul lui Dumnezeu care te poate sfătui Nu te poate el mântuit, dar te poate sfătui Nu te poate el ierta, dar te poate îndemna Nu te poate scoate el din iad, dar îți poate spune cum Tu poți să eviți iadul prin puterea și ajutorul lui Dumnezeu De aceea, prorocul Elisei spune, lasă-l să vină la mine Ăsta este rolul nostru în lume Rolul nostru este în lume este ori să fii ca fetița, ori ca prorocul Elisei ori să fii omul ăla care îl stârnești pe celălalt. Uite, te văd că te lupți cu păcatul ăsta. Știu eu pe cineva care te-ar putea sfătui. Nu știu eu să zic multe lucruri, dar știu pe cineva care te-ar te -te -ar putea sfătui. Ori să fii fetița, ori să fii prorocul ăla. Și dacă ești prorocul, știi să deschizi scriptura și să-i spui omului care este calea prin care el poate să ajungă la Dumnezeu. Zice, pentru ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Mă întreb dintre pocăiții de aici, dacă sunt oameni din ăștia. Ai auzit pe cineva care e tulburat, ai auzit pe cineva care e pe moarte, ai auzit pe cineva care caută pe Dumnezeu în dreapta și în stânga, în lungul și în latul țării, cu bani sau fără bani, zăpăci de cap. Oare ai putea tu să spui, lăsați-l să vină la mine, că îi spun eu cum. Asta nu este o aroganță, asta înseamnă să cunoști cuvântul lui Dumnezeu și să-l cunoști pe Dumnezeu. Și să știi să-i spui unui om, omule bun, asta este calea mântuirii. După Scriptură, asta este calea mântuirii. Asta înseamnă să fii un proroc al lui Dumnezeu. Un proroc al lui Dumnezeu nu înseamnă să visezi tu noaptea lucruri despre alții și să încep să le spui. Ci înseamnă să știi să-l îndrumi pe omul acela către Dumnezeu. Către Dumnezeu. Și ascultați aici. E delicios pasajul. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Știți cum vrea să fie vindecat Naaman? Să-și păstreze demnitatea lui. A venit îmbrăcat frumos, lepra era de desubt. Dar nu credeți că a venit el cu lepră. O venit îmbrăcat ca un general. O venit îmbrăcat ca o căpede. Băi! Și-a pus toți epoleții frumos și-a luat toate zalele. Lepra nu se vedea. Așa vrea el să fie vindecat. Așa vrea el să fie vindecat. Să nu se vadă nimic. Așa sunt mulți oameni care vor să fie mântuiți. El vrea să fie mântuit, dar să nu se arate păcatul din viața lui. Păi de ce să fii mântuit, măi, dacă nu ai păcatul? Așa, imaginează că te duce la doctor și zice doctorul, ce-i Mă doare aici. Trebuie să-ți facem control. A, nu! Nu mă poți vindeca fără control. Păi n-am cum trebuie să, vezi, să văd ce baie ai. Că eu nu-s Dumnezeu ca să... Trebuie să văd ce baie ai. A, păi eu nu vreau. Trebuie să-ți dai bluza jos. A, eu nu vreau. Vreau să fiu să mă controlez cu bluza. Păi nu se poate, omule. Trebuie să văd unii bai. Care e problema? Trebuie să te pun la aparat, să te consul și așa mai. A, păi eu așa nu vreau. Nu merge. Ca să-ți ce boala, trebuie să-ți o descopere. Să-ți o arate să-ți spună care e problema cu ea. Exact așa este cu păcatul. Sunt foarte mulți oameni care vin înaintea lui Dumnezeu, ei vor să vină așa cu demnitatea lor personală. Păi să mă fac de rușine. Să nu zică Dumnezeu problemele din viața mea. Să nu arate Dumnezeu degetul spre mine. Să nu spună Dumnezeu care sunt păcatele și problemele Nu așa, eu. Mântuire din asta nu trebuie. Dar nu există altfel de mântuire. Ascultați-mă, sunt oameni care zic eu vreau să mor cu demnitate. Vreau să mor cu demnitate. Pe păi de ce să mor cu demnitate? La ce te ajută pe tine demnitatea aia? Ce ar fi să te duci la medic și să-i spui, a, pentru mine e lipsit de demnitate să-mi dau, să dau haina jos ca să vadă doctorul ce bai am. Mai bine mor cu demnitatea mea. Păi nu e asta prostie. Cu ce tu a ajutat demnitatea ta? Și el a venit cu demnitatea lui. A venit cu alaiul lui, cu cai, cu carul lui. S-a oprit la poarta casei lui Elisei. Vedeți ce e important lucrul ăsta. Imediat. Versetul 10. Elisei a trimis să-i spună. Măi, Elisei, ăsta paritarii impertinent, să știți. Ăsta e prorocul lui Dumnezeu, da? Nici măcar nu e și la el. Să că băiat, te salut, n Ce faci, mă, băiatule? Du-te și te scald în Iordan. Nici măcar nu e și la el. O leacă cam. cum vi se pare? Cam lipsit de respect, așa, nu? Băi, tu nu știi că a venit un general? Tu nu știi că a venit acela care putea să vă, vă pe toți de suprafața pământului? Tu nu știi că a venit acela care va biruit pe voi, care a răpit din, din dintre voi oameni și a luat sclavi și a la bogățiile? Tu nu știi cine a venit, măi? Trezește-te. Asta el pare să fie așa, el în lumea lui. O leacă. Uitați-vă oleacă la el. Da? El a trimis să-i spună printr-un sol. Du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Trimite un sol. Cum îl cheamă pe solul ăsta, știți? Nu are niciun nume aici. Aici nu are nume, nu spune cine e. Spune printr-un sol. Și eu cred că Biblia în, în mod din Adin spune că a trimis printr-un sol ca să-l smerească. Și ce vrea să facă Dumnezeu cu Naaman aici să-l smerească? El scrie de grozav, mare general că o să iasă toată lumea înaintea lui cu alai, o să-i pună covorul roșu, întâi o să le vite, să i dea puțină apă rece ca să se mai răcorească și să-i facă puțin cu evantaiul, dragul meu, ce problemă ai? Uite, am o rană, ia -o să vedem rana, ușor toată lumea să pună acolo niște covoare, să nu vadă nimeni, să fie numai Elisei, să vadă, să verifice rana, să facă niște incantații la Dumnezeu, să proclame peste rana lui, să rupe blestemul de moarte și de boală și duhul de lepră să plece din el și n să stea acolo într-o trans în timp ce ăștia fac incantații acolo și să-l vindece în sfârșit pe Naaman. Și ăsta, Elisei zice, a trimis un sol. E ca și cum a luat, tu ai venit să vorbești cu fratele păstor aici și el zice, cine a venit? Păi au venit președintele, Claus Iohannis. Nu, ai trimit pe un oarecare, nici nu știe numele. Du-te și zici să, să, ducă duc aici în băltoacă aia să se spele de șapte ori și o să fie vindecat. Păi n-ar lua el ca cea mai mare jignire. Păi eu am venit atâta mare de drum, am adus atâta bogăție cu mine, puteam să-l fac pe ăsta Dom'le, puteam să-l fac cel mai bogat om din zona asta de lume. Și el își bate joc de mine în halul ăsta. Dar știți de ce Elisei procedează în felul acesta? Ca să-i smerească, ca să smerească mândria. Că el vrea să fie vindecat, dar să rămână cu mândria lui. Vrea să fie vindecat, dar să rămână cu epoleții lui. Vrea să fie vindecat, dar să rămână el cu arătarea aia grozavă înaintea oamenilor. Dumnezeu vrea să-l smerească pe acest naaman. Să-l smerească. Și uitați, e foarte interesant aici că îl trimite să se scalde. Că putea să facă altceva, nu credeți? Putea să facă altceva, să-i spună Dumnezeu altceva. Putea să că Dumnezeu, du-te și fă o piruietă. Du-te până la Ierusalim și înapoi. Du-te și dă-te cu un nămol pe tine. Putea să-i spune Dumnezeu orice. Dar Dumnezeu îi spune să se scalde și de șapte ori. De ce? Pentru că scăldarea în Sfânta Scriptură este un simbol al spălării. Deci dacă, cum ați, dacă ați văzut vreun botez, asta este imaginea botezului. Care ce înseamnă un botez? Un botez înseamnă că ai intrat în apă și acolo când ai intrat în apă, apa are rolul de a curăți. Este un simbol că la fel cum ai intrat în apă, te speli de păcat, te speli de trecutul tău, te speli de greșelile tale, de trăirea ta greșită și când ai ieșit din apă, ai ieșit la o viață nouă. nouă. Un început nou. Și asta vrea Dumnezeu să-L învețe pe Naman. Namane! Trebuie să-ți dai haina ta de general jos, trebuie să te faci de rușine înaintea sclavilor tăi și robilor tăi, trebuie să ți se vadă Ce? lepra, problema, să intri în apă cu ea și apa aceea simbolic te va curăța. Și spune să se scalde de câte ori? Ce? Ca un prunc care se duce la scăldat. Nu mai putea să intri într-o... Măi, hai, mă duc la Iordan, dar să intru așa ușor, încetul, cu demnitate, dacă ca un general. Și este tot ca un general de acolo. Păi, eu nu sunt nimeni aici. Mă trimiți ca pe un prunc să sarcă, să, în, în apa aia mizerabilă a voastră, să sarcă un prunc de șapte ori. Păi ce să aici la scăldat? Dar vedeți dumneavoastră că această poruncă pe care i-a dat-o Elisei de la Dumnezeu nu a fost o bajocură. A avut rolul de a smeri, dar era o imagine a intrării în apă și a ieșirii din apă, a curățirii prin apă, a intrării cu viața ta trecută, cu păcatul tău, cu boala ta, cu lepra ta și a ieșirii la o viață nouă. Era o imagine a morții și a învierii împreună cu Domnul Isus Hristos. Asta era o imagine acolo. O imagine a morții împreună cu Domnul Isus și a învierii împreună cu El. Și când îi zice să facă de șapte ori în Biblie, cifra șapte este cifra perfecțiunii. Cu alte cuvinte, îi arăta că va avea parte de o vindecare deplină, perfectă, de o curățare perfectă. Și ascultați-mă, este foarte important să înțelegeți. Atunci când un om vine la Domnul Isus Hristos, mântuirea în Domnul Isus este simbolizată în Noul Testament, tot printr-un botez. O intrare în apă și o ieșire din apă. Când omul este aplecat, a văzut la botez, este aplecat așa, pe orizontală. E ca un om mort. Este acoperit de apă. Nu-l mai vezi. Simbolic, da? S-a terminat cu el. Asta înseamnă că viața lui de până atunci, cu păcatele lui, cu mizeriile lui, cu stricăciunea lui, rămâne acolo în apa aceea. Este un simbol acum. Rămâne acolo. Și când se ridică, de asta le și îmbrăcăm în haine albe, când se ridică, se ridică în Isus Hristos, un om nou, curat, spălat, cu o viață nouă, cu un început nou, cu o trăire nouă. Și asta îl învață Dumnezeu pe Naaman acesta, în acest simbol. Ascultați-l pe Naaman. Naaman s-a mâniat. S-a mâniat și a plecat zicând. Ascultați bine ce zice. Eu credeam. Deci vedeți cum s-a dus el să fie vindecat? Cu ce credea? El. Adică vreau să mă vindești tu, dar după ce cred? Eu. Așa credeam eu. Și din nou trăim în țara aceasta unde oamenii spun A, dar eu cred, eu cred așa. Eu vreau să rămân în credința mea. Eu vreau să rămân în credința mea. Vreau să vă întreb. Dacă Naama rămânea în credința lui, ce se întâmpla cu el? Murea de lepră. În credința lui. Dacă Naama spunea, păi știu eu mai mulți oameni la noi aici în Siria, oameni cu demnitate, domnule, care au murit cu lepra, dar cu demnitate. Eu vreau să mor în credința lor. L-a ajutat cu ceva? Cu absolut nimic. Ascultați-mă, noi în țara asta spunem fiecare cu credința, dar nu toate credințele sunt la fel. Tu dacă vrei să rămâi cu credința ta, n-ai decât să rămâi cu ea. Întrebarea este, credința ta ți-a rezolvat problema leprei păcatului sau nu? Asta este întrebarea. Când Naaman avea o credință a lui, ați văzut ce credință avea el? Foarte detaliată. El știa exact cum să fac lucrurile. Ascultați. Eu credeam, unul că va ieși la mine că va ieși. E prima problemă, că n-a ieșit. Nu mi-a arătat o lacă de respect. Eu vreau să fiu mântuit, dar puțin respect, vă rog. Unu, Că va ieși la mine. Doi, Ascultați. Se va înfățișa el? Bă, nu trimiți porcine cine la mine. Tu și cine ești eu? Bă, dacă vine să discute cineva un din asta mare de-a vostru, nu discut eu cu oricine. Cine, mă, copilul ăsta vine să mă învețe pe mine? Știți, de asta nu-ți mântuiți mulți oameni datorită mândriei lor, datorită aroganței lor. Ei nu vor să stea de vorbă cu sol din... Eu nici nu știu numele lui ăsta. Păi am auzit numele lui. Cine e ăsta, bă, croitorul? Cine e ăsta, bă, bag eu înseamnă... Bă, 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 copii. E, uite, că luându-se după un copil, luându-se după un sol fără nume, ajuns să fie vindecat. Altfel n-ar fi fost vindecat. Se va înfățișa el însuși. Să vină o personalitate. Eu sunt o personalitate, nu stau de vorbă decât cu o personalitate. Nu vei fi mântuit așa. Nu vei fi vindecat așa. Ia ascultați al treilea lucru. Va chema numele Domnului Dumnezeului său. Bă, trebuie să incanteze ceva, să spună ceva, să spună, să proclame, să folosească niște vorbe. Cum să fii vindecat fără nimic? Fără să zică nimic. Așa se făcea în religia lor. Aveau tot felul de fraze, tot felul de expresii. Adică știți ce aștepta Naaman? O slujbă. Să facă o slujbă pentru el. Să spună ceva magic. Și să știți că avem din ăștia și în creștinism, o grămadă din ăștia, care cred că dacă ai spus niște expresii din astea magice, gata, i s o întâmplat la, la ceva. Unii au impresia la mormântări când aud că ce face cu sufletul ăla, că îl scoate din iad, au impresia că o să sară sufletele ca pop cornul din iad și toate lucru, să duc în cer. Nu este așa, niciun om nu poate să facă așa ceva. Doar pentru că ai spus tu niște expresii. Eu cu puterea apostolică și cu tare și cu tare lucru scot sufletul cu tare din iad. Păi dacă tu ai spus lucrurile astea, înseamnă că se întâmplă? Numai Dumnezeu are mântuirea mâinile lui. Ia ascultați. Al patrulea lucru. Bă, mai știa mai multe. De ce ăsta? Gândiți-vă ăsta din Siria până Israel și făcuse slujba în cap. Mă voi duce. El va ieși. Se va înfățișa el însuși. Va chema numele Dumnezeului său. Ia ascultați. Va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Vreau să întreb aici pe toată suflarea. Ascultați-mă puțin. Ați vrea ca Dumnezeu să vă ierte toate păcatele? Ați vrea? Ați vrea ca să fiți mântuiți? Amin. Ați vrea în ziua în care muriți să știți că sufletul vostru e în mâna lui Dumnezeu și ajungeți în, în, în rai, nu în ea? Dar ați vrea? Amin. Dar cum? În felul vostru sau a Domnului? A Domnului, a Domnului da? Amin, să dea Dumnezeu. Amin. Niciodată nu, să nu spui, eu credeam și să pui tu acolo ce vrei tu. Ascultă-mă, nici nu contează ce crezi tu. Contează ce a spus Dumnezeu aici. Contează ce a spus prorocii. Ce au descoperit prorocii de la Dumnezeu. Ascultați-mă, nu contează nici măcar ce spun eu sau ce spun el, sau ce spun el, sau ce spun el. Nu contează ce credem noi. Eu cred așa. Nu contează. Contează ce spune Dumnezeu. El este singurul care știe drumul sufletului de pe pământ în rai. El e singurul care știe drumul ăsta. El e cel care a stabilit drumul ăsta. El e singurul care îți poate spune care este drumul. Și ascultă-mă, știi care e drumul? Drumul este... Drumul este la acea identificare cu Domnul Isus Hristos în moartea și învierea Lui. Când Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui în lume, uitați cât de mare e aici, este un simbol al jertfei lui Hristos. De asta n-a pus aici altceva, ci a pus un simbol de cruce. Că pe, o astfel de, pe un astfel de lemn a murit Domnul nostru Iisus Hristos. Și El când a murit, a murit pentru păcatele noastre. Nu poți să fii mântuit decât pe calea asta. Oricine altcineva din lumea asta care îți spune, este altă cale de mântuire, nu pe la cruce. Te minte. Am curaj să stau în fața oricărui om de pe planeta Pământ și să-ți spun. Oricine îți spune că poți să fii mântuit altfel decât prin moartea și învierea lui Hristos, te minte. Te minte. Nu există mântuire și iertare de păcat și intrare în cer decât prin la crucea Domnului Isus Hristos. Adică când ai intrat în moartea Lui și ai ieșit la o nouă viață prin Domnul Isus Hristos. Așa că și tu să cauți mântuirea în condițiile lui Dumnezeu, în condițiile lui Dumnezeu. Ia ascultați ce zice el în versetul 12. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? Ce credeți? Dumneavoastră știți ceva despre râurile astea? Ce zice Naaman? Bă, o trebuie să facă atâta drum din uh, Siria până în Israel ca să mă bagă într-o apă și știți, ați văzut cine a văzut de aici apa Iordanului? Ați văzut vreodată apa Iordanului? Pe internet, undeva n-ați văzut apa Iordanului? Scrieți pe internet Iordan. Și veți vedea, Iordanul este o apă foarte murdară, foarte măloasă. Iordanul nu este o apă curată. Și când aude sirianul ăsta, unde mă trimite să mă bag? În Iordan? Păi ce, n-aveam apă în Siria? Nu putea să-mi trimită în Siria vorbă și să-mi zică să mă bag într-un râu din Siria? Ascultați-mă, dacă îl puteau vindeca râurile din Siria, nu s-ar fi băgat deja în ele? Vedeți omul cât de arogantă-i? Cât de arogantă-i? Zice, oare nu sunt râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate? Apele. Oare erau mai bune? Ce credeți? Ar putea oamenii să zică, dar nu a găsit Dumnezeu altă idee decât crucea lui Hristos și gerfa lui, ca Iisus, Fiul lui Dumnezeu să moară pentru noi, pe păi dacă era altă variantă, nu nu avea la dispoziție și nu era deja mântuit? Dacă era alta? Nu erai deja iertat de păcatele tale? Nu era conștiința ta deja liberă? Nu era deja plin de bucuria mântuirii dacă era altă cale? Dar nu este altă cale. Nu este alt râu care să spele păcatul tău decât râul sângelui lui Hristos care curge de la Golgota. Nu există alt râu. Ăla e singurul râu care spală. Este singurul râu. Și ascultați, n-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de... Oare cum o plecați azi de aici? Că auziți un mesaj. Auziți un mesaj despre mântuirea sufletului. Și vă spun ferm în seara aceasta, nu există mântuire și iertare de păcat decât când crezi în Fiul lui Dumnezeu și în jertfa lui de la cruce care șterge orice păcat. Dacă crezi în Domnul Isus și în jertfa lui de la cruce, în sacrificiul lui, în dăruirea sa de sine pentru noi și iertarea păcatelor noastre, vei fi iertat de toate păcatele noastre. Dacă l-ai fi luat pe Naaman după ce a fost vindecat de lepră și ai fi căutat o singură pată pe trupul lui, n-ai fi găsit niciuna. Așa este omul care vine la Hristos. Este curățit sufletul lui și nu vei găsi nicio pată pe el. Niciun păcat nu iertat. Dar despre asta puțin mai încolo. Ce ascultați. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească. A treia categorie de persoane din textul ăsta foarte importantă. Ascultați-mă din nou. Să presupunem că vine cineva la adunare, aude Evanghelia și pleacă supărat. Îl deranjează ceva. Nu m-a plăcut cântarea, nu m-a plăcut de băiatul ăla că o striga prea tare la noi, nu m-a plăcut nici de păstor că o sta prea nu știu cum, nu m a plăcut de chelia lui ăla, nu m a plăcut și pleacă bosunflat acasă. Trebuie în biserică să fie totdeauna niște oameni care fac slujba asta. Măi, lasă mai nu te supăra, măi, să tragă de tine, lasă mă treci, mă cu vederea. Uitați ce fac slujitorii ăștia, ia ascultați ce fac slujitorii. Dar slujitorii lui s-au apropiat și i-au zis, ascultați cum vorbesc cu el. Părinte, simțiți tonul lor din nou, din textul ăsta? S-au dus aproape de el, mă, prie, mă vecine, lasă mă, nu e asta important. important tu să fii vindecat, tu să fii mântuit. Părinte, lasă-te acum că căi ruă la mur, dar că te puteai duce la bana și parpara. Băi, suntem aici, părinte, vorbesc, uitați glasul lor. Nu zic, nu vrei să fii, dacă vrei să te duci cu lepra acasă, du-te sănătos. Dacă ești arogan și mândru, atunci îți merit soarta. Acum chiar îți merit soarta. Nu! Oamenii ăștia își doresc din toată inima ca stăpânul lor să fie vindecat. Tu îți dorești din toată inima ca oamenii să fie mântuiți? Îți dorești din toată inima ca oamenii să fie iertați? Fii ca oamenii aceștia, au ce a spus. Părinte, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, ar fi făcut sirianul ăsta un lucru greu? Da. Și oamenii sunt la fel. Îi zice omului, băi, crezi că ești mântuit? A, nu știu, numai Dumnezeu știe. Ai iertat păcate? A, nu știu, numai Dumnezeu știe. Dar părinții tăi sunt mântuiți? A, numai, nu, nu știu, numai Dumnezeu știe. Și el vezi că se duce se duce din gori sau din dori până în capătul Moldovei, la nu știu mărăstire, la nu știu moaște, la nu știu ce sfinți. În stare să stea o noapte întreagă la rând în picioare acolo. Unde stai, sărmană femeie? Ce cauți aici? Ca Dumnezeu să-mi dea vindecare, ca Dumnezeu să-mi facă bine, ca Dumnezeu să mă binecuvânteze. Oamenii sunt stare să facă lucruri grele. Ascultați, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Oamenii sunt stare să facă lucruri grele. Dar știți ce suciți oamenii? Când le spui să facă un lucru Ușor nu-l fac. El vrea să ducă la Iași, dar are biserică la el în sat. El vrea să ducă la nu știu ce duhovnic de pe nu știu unde, din gonul lui. Dar el îl are pe ăla aici, calea mântuirii aici la el. Dumnezeu a dus-o la el aici, aproape. E peste drumul lui. El vrea să afle de la nu știu ce persoană, să-i descopere Dumnezeu ceva lucruri grozave. Dar Biblia știți unde e? La el în casă, acolo. Dumnezeu îi poate vorbi acolo. Dar el vrea să facă lucruri grele. Lucruri grele. Dar Dumnezeu nu-ți cere lucruri grele. Ascultă-mă, Dumnezeu nu-ți cere lucruri grele. Și ascultă ce zice. Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Îmi place de robii aceștia că încep cu un ton foarte cald, foarte prietenos, foarte supus, dar în momentul în care ajung în mesajul lor la partea în care a vorbit prorocul, devin foarte apăsați. Auziți ce spune ei. Trebuie să faci ce ți s-a spus. Ai impresia că ăștia sunt proroci acum. Scaldă-te și vei fi curat. Adică oamenii aceștia când ajung la cuvântul lui Dumnezeu, când ajung la cuvântul lui Dumnezeu, devin foarte fermi și ei au înțeles că este obligatoriu să asculte ce a spus Dumnezeu. Ce a spus Dumnezeu? Și ascultați-mă din nou. Ce vă spun? Vă citesc din pasavul acesta și vă spun. Trebuie să faceți ce vi s-a spus. Ce? Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. Trebuie să faci ce ți s-a spus. Crede în jefa de la crucea de la Golgota că sângele lui Isus te curăță de orice păcat. Trebuie să faci lucrul acesta, să crezi în el și să crezi în jefa lui și să vii la Domnul Isus Hristos, că nu există altă jefă, alt mântuitor, alt mijlocitor, alt preot, altă jefă. Nu există. Trebuie să faci ce ți s-a spus. Vină la Golgota și el te va spăla cu sângele lui și vei fi Curat, ce promisiune? Scaldă-te și vei fi curat. Cu alte cuvinte, crede ce ți s-a spus, identifică-te cu Hristos și vei fi curat. Vei fi mântuit, vei fi spărat. Dar este obligatoriu să faci asta. Să știți că Dumnezeu nu are altă soluție. Scaldă-te și vei fi curat. Foarte interesant. Versetul 14. S-a coborât, atunci s-a lăsat convins. A fost fetița aia a fost prorocul prin care a lucrat Dumnezeu? A fost solul acela necunoscut? Au fost oameni aceștia parcă aproape l-au împrins în Iordan. Scaldă-te măi odată că nu-i mare lucru. Ce e atâta? Crede în Domnul Iisus. Fă lucrul acesta pe care ți l-a spus Dumnezeu și vei fi curat. Fă lucrul acesta. S-a coborât atunci și s-a scufundat de șapte ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Ascultați-mă, v-am spus ca imagine că la crucea de la Golgota, în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și numai în El și în jertfa Lui de la cruce, din care a curci sânge curat dumnezeesc, există spălare de orice păcat, există mântuire. Când cineva spune, vino și crede în Domnul Isus Hristos și în jertfa Lui și vei fi spălat, vei fi spălat de șapte ori. Adică curat, desăvârșit, perfect. Vei ieși în momentul în care încrezi în Domnul Isus Hristos, sufletul tău va fi imaculat, va fi o spălare instantanee, imediată, totală, incredibilă, de plină pentru totdeauna. Așa vindecă Dumnezeu. Așa vindecă Dumnezeu. Deplin, total, pentru totdeauna. Când a fost vindecat omul ăsta? Când a fost vindecat? Atunci a fost vindecat. Cât a fost vindecat? Deplin a fost vindecat. Așa este mântuirea, dragii mei. Când Dumnezeu face lucrări în viața oamenilor, Dumnezeu le face imediat, complet, total, de necrezut. Extraordinar. Asta arată versetul 14. Și așa se întâmplă cu orice om care vine la Domnul Isus Hristos. De ce n-ai vrea în seara aceasta ca sufletul tău să fie curat? De ce n-ai vrea în seara aceasta ca o picătură din sângele Domnului Isus, permiteți-mi această imagine care este imperfectă, să fie pusă pe sufletul tău și să fii vindecat de plin, să fii iertat, să fii curățat? De ce n-ai vrea lucrul acesta? Uitați versetul 15. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaia lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis. Ia ascultați ce spune el după aceea. Iată acum cunosc că tu ești cel mai mare proroc din Israel. Bun băiat ești măi. Mai convins până la urmă. Acum cred că tu ești o persoană extraordinară. Asta a spus Naaman. Când ești mântuit, persoana cea mai dragă sufletul tău devine Dumnezeu. N-a zis despre soli, n-a spus despre robii lui, N-a zis despre solo acela, unii solo la care a venit, nu? N-a zis despre fetița aceea, n-a zis nici despre proroc, nici despre împăratul Israel care oricum săracul era disperat că și hainele. N-a spus despre nimeni nimic, a spus așa. Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. În momentul acela, când s-a întâmplat lucrarea aceasta în viața lui, s-a întâmplat ceva nu doar în trupul lui, s-a întâmplat ceva în sufletul lui. A înțeles că nu există alt Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu pe tot Pământul. Dar pe tot Pământul erau tot felul de Dumnezei străini, dragii mei. Tot felul de Dumnezei străini. Când te întorci cu adevărat la Dumnezeu, înțelegi că există un singur Dumnezeu adevărat și există un singur fiu al lui Dumnezeu care a adus o singură jerfă pentru iertarea păcatelor noastre. Nu există nimic altceva. Nimic altceva. Nu există nicio altă cale de mântuire, nu există nicio altă evanghelie, nicio altă mântuire, nicio altă iertare de păcate, nicio altă variantă decât una singură. Crede în Domnul Isus și în jertfa Lui și vei fi mântuit. Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul. Am întâlnit oameni care zic, eu aș vrea să mă pocăiesc. Dar aș vrea să mă mai duc să fac așa, aia, și aia, și aia, și aia, și aia și la șapte ani, și la trei zile, și la... Băi, nu se poate că ai în Dumnezeu, ai crezut în Dumnezeu. Ai înțeles calea mântuirii. Ai lăsat toate lucrurile acelea deoparte. Indiferent ce ar spune oamenii. Imaginați-vă că ar fi ajuns la Aman apoi în Siria. Și se ducă ăștia și să se închină la idol. Și la Aman spune, numai, gata. Ai nebunit. Nu te mai închin. Nu, el zice, mă închin. Dar mă închin singurului Dumnezeu adevărat. Unde care e la Dumnezeu adevărat? E Dumnezeu în cerul. Păi unde-i? Unde-i piatra? unde Ce Dumnezeu mai te închin tu? Poate a bajocorit, poate la o nu știm. Dar el își mărturisește aici public credința. Vedeți, un om care se întoarce cu adevărat la Dumnezeu își mărturisește public deschis credința în Dumnezeu. Nu există credință pe care o să o ții ascunsă. Eu sunt pocăit, dar nu mă știe nimeni. Eu sunt credincios, dar nu mă știe nimeni. Nu există pocăință și credință din asta. Nu există să fii credincios și să nu știe nimeni. Spunea un frate la un moment dat în povestea că la ei în oraș, undeva într-un cartier, era într-un bloc niște pocăiți. Dar nu știa nimeni că ăștia sunt pocăiți. Ați întâlnit pocăiți din ăștia? Pe care nu știe nimeni. După aceea s-a bă, acum am aflat că ăsta e pocăit. Hmm, ciudat. Dar au văzut ei că cândva pe la 9 și ceva dimineața se îmbrăcau frumos, cum nu se îmbrăcau toată săptămâna, își luau prunci și ei îmbrăcați frumos și așa la aceeași oră în fiecare duminică. Și eu zic, bă, nu se duc ăștia, mă? La ce întâlniri se duc foarte frumos îmbrăcați, chiar la aceeași oră în continuu, și au pus ei la plan vecinii într-o zi, mă, ne ținem după ăștia. Să vedem unde se duc. Nu mai puteau de curioși. Duminică după duminică, duminică după duminică, unde se duc ăștia la ceva, ritualuri masonice, unde se duc ăștia mâini? ce cu ei? Și s-au luat după ei. Eu lăsat să iasă din casă și s-au luat după ei. E? Eh? Unde credeți că s-au dus? Se duceau la biserică. Și în biserică după ei, s-au pus ei pe un scaun și în ziua aceea auzit Evanghelia vestea bună a mântuirii în Domnul Isus Hristos și vecinii aceștia au fost mântuiți. Dar imaginează ce discuții au avut după aia cu ăștia. Voi vă, duceți la biserică, vă voi îl cunoașteți pe Dumnezeu, voi ați aflat calea mântuirii de atâția ani. Voi știți cum pot să fie iertate păcatele și n-ați spus nimic, niciodată nu mi-ai spus vecine. ai cu mine dimineața asta, sau ai joi, sau ai când postul, n-ai făcut nimica. Un om care are credința adevărată, își exprimă credința aia. O mărturisește o spune. Știu că nu există alt Dumnezeu. Și ascultați, versetul 16. Elisei a răspuns. Zice, primește rogute un dar din partea robului tău. Ce ar face, ce -ar face un român? Uite, dacă tot a fost vindecat acum, ia aici așa, care cunoștință. Hai că iau ce să fac acum, că acum s-a făcut vindecarea, s-a rezolvat problema, hai să o facem cum trebuie. Nu, el zice, viu este domnul al cărui slujitor sunt că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Știți de ce n-a vrut? Ca să nu creadă Naaman vreodată că a plătit pentru vindecarea lui. Să nu crezi vreodată că poți plăti vreunui om pentru mântuirea ta. Cu nimic nu poți plăti. Ăsta este exemplul unui om adevărat al lui Dumnezeu, unui slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Nu s-a lăsat cumpărat cu nimic. Pentru că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-l dă gratis. Dacă ai fi în stare să faci lucruri grele pentru mântuirea ta, de ce nu faci lucrul acesta ușor pentru mântuirea ta, pe care ți-l cere Dumnezeu și pentru care Dumnezeu îți va da putere suficientă să crezi în Domnul Isus Hristos și în jertfa Lui și Dumnezeu să-ți avute. Ultimul verset. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ, cât pot duce cateri, doi cateri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei nici de tot, nici gerfe, ci va aduce numai Domnului. Ascultați-mă! Un om care a fost cu adevărat transformat de Dumnezeu, atins de Dumnezeu, vindecat de Dumnezeu în trup și a fost vindecat și în suflet cum a fost Naaman, ascultați ce spune aici. Nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei nici o ardere de tot. Nu i-a zis Elisei. Bă, fii atent, de azi înainte, nu te mai duci la celelalte biserici. Gata cu închinarea la aia, gata cu ritualurile alea, gata cu ceremoniile alea. Namane, e gata, ai înțeles? I-a zis cineva așa ceva? Nu, el singur a înțeles asta. Ascultați ce spune el. Robul tău, ce, ce zice Naaman că este? Știți că ăsta e căpetenia oștirii. Ce zice că este? Un? A fost merit un rob. Între timp, din marele general, să considera un ce? Un rob. Când a experimentat lucrarea aceasta de vindecare extraordinară în viața lui și a dat seama că nu este decât în raport cu Dumnezeul acesta mare și puternic, nu este decât un amărât de rob. Să vede un rob nu doar al lui Dumnezeu, să vede un rob a prorocului. Să vede un rob a prorocului. Cu ce atitudine s-a dus prima dată la el? Credeam că iasă, că vine, că cheamă, că și pune mâna, că mă vinde, că s-a supărat și a plecat îmbufnat. Și acum vine la el și spune, sunt un rob. Sunt un rob. Și ascultați ce zice el. Nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei nici ardere de ton, nici gerfă. De ce nu mai vreau? Pentru că problema din inima lui a fost deja. La ce să mai aduci jerfă? Ce la alți Dumnezeu să aduci jerfă când Dumnezeul acesta, singurul Dumnezeu adevărat, ți-a rezolvat problema? Când Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu triunic, lucrează în viața ta. Și când Dumnezeul acesta îl aduce pe Fiul lui în viața ta și jertfa lui te curățește de orice păcat și te mântuiește, nu mai trebuie să faci nimic. Nu doar că nu mai trebuie. Nu mai Ascultați ce spune, nu că nu mai faci. E și asta adevărat. Nu mai vrei să faci. Nici nici măcar nu te mai atrage să faci lucrurile acestea. Așa spune. Nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai, ascultați expresia asta, numai Domnului. Un păgân a înțeles asta. Un păgân a înțeles asta. Că închinarea noastră trebuie adusă numai Domnului. Și ce se întâmplă cu un om care este mântuit? Nu doar își mărturisește public credința, nu doar nu mai vrea să facă alte ritualuri, el devine un închinător. Vrea să se închine numai Domnului. Păi dacă Domnul mi-a vindecat sufletul, dacă Domnul m-a iertat de păcat, dacă Domnul m-a mântuit, atunci cui să-i dau închinarea mea? Cui să-i dau recunoștința mea? De asta spune, o să iau niște pământ de aici, din Israel, ca să duc când o să fiu la mine în țară. Nici măcar nu mai vreau să ating pământ străin când mă închin Dumnezeului adevărat. Vreau să mă închin numai Domnului. Numai Domnului. Aș vrea în seara aceasta să înțelegeți un lucru foarte simplu, pe care l-am accentuat pe tot parcursul acestui mesaj. Există mântuire doar în termenii lui Dumnezeu. Iar termenii acestei mântuiri sunt revelați în cartea aceasta. Iar rolul meu, ascultați-mă, rolul meu și altora nu este decât să vă îndrumăm, să vă spunem de la distanță, du-te și scaldă-te de șapte ori în jefala lui Hristos, du-te și crezi în Fiul lui Dumnezeu. Du-te și identifică-te cu Hristos în moartea și învierea Lui. Că nu există mântuire, nu există spălare de păcat, nu există intrare în cer în împărăția Lui Dumnezeu, nu există viață veșnică decât pe drumul acesta. Decât pe drumul acesta. Și atunci trebuie să vii cu viața ta și să spui, sunt și eu un lepros. Am încercat să mă dau mare, să mă dau grozav, sunt un păcătos, trebuie să mă dezbrac și să spun, Doamne, am nevoie de mântuirea ta. Recunosc că sunt un păcătos, am nevoie de salvarea ta, de atingerea ta. Și să crezi în Domnul Isus. Ești ca și cum ai fi intrat exact ca Naaman în Iordanul ăla. Ascultați-mă, când te uiți la moartea lui Hristos, nu e așa că nu-i plăcută? Un om schinguit, bătut, dezbrăcat, plin de rușine, de ocară, bajocorit de toată lumea, cu sângele curgând, abia să târia pe drum la un nenorocit într-un hal, fără de hal, Abia să n-a mai putut să-și care crucea, a fost ridicat pe o cruce. Nu e așa că nu-i frumoasă scena aia? Este ca Iordan. Mă los, nu? Când te uiți prima dată, ce-ți vine să spui? El să fie Mântuitorul meu? N-a găsit Dumnezeu pe altcineva? În Iordan să mă duc să mă bag eu? Dar ascultă-mă, nu există altul. Nu există altul. Cum n-a existat alt, altă apă care să aducă vindecare pentru Naaman? Nu există alt Mântuitor decât acesta crucificat. Nu există alt sacrificiu, altă jertfă, alt sânge care să aducă mântuire și iertare de păcate decât sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui în veci. Amin.